Începând de săptămâna viitoare, autoritățile locale își vor îndrepta privirea spre străzile care nu au mai fost reabilitate în ultimii ani. Gropile care au apărut în ultima vreme vor fi astupate, astfel încât până la sărbătorile pascale, municipiul să arate impecabil. Secția de prestări construcții, am dat drumul deja la stația de asfalt în așa fel încât săptămâna viitoare să putem intra în oraș, să începem o minimă trecere revistă de rectificare a tuturor străzilor care n-au fost reabilitate în ultimii ani, așa fel încât acolo unde au apărut pelade, gropi, să le frezăm, să asfaltăm, ca până în sărbătorile de pas să avem un oraș funcțional. Ați observat și dumneavoastră, noi toată iarna n-am lăsat gropile să avanseze. O să reparăm toate străzile, o să începem să luăm tot ce înseamnă sensul giratorii, tot ce înseamnă pastile, să mobilizăm terenul, să pregătim. Pe toată perioada iernii, gropile deja existente au fost stopate în timp util cu o mixtură stocabilă.